Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Potrivit ANM, în perioada următoare, vremea se va răci considerabil, iar la începutul lunii decembrie, în mai multe regiuni din țară, ar putea apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În Transilvania, în cursul zilei de 22 noiembrie, va fi mai cald decât în mod obișnuit, cu maxime medii în jurul la 10 grade, dar între 23 și 25 noiembrie, valorile termice diurne vor scădea spre normalul perioadei, adică în medie între 5 și 6 grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, astfel încât în intervalul 27-29 noiembrie, temperaturile maxime vor tinde spre medii de 10-11 grade. Din 30 noiembrie, valorile diurne vor fi în scădere și vor caracteriza un regim termic apropiat de normal, cu maxime ce vor oscila în medie între 4 și 6 grade. Media temperaturilor minime se va situa sub limita de îngheț, valori în general medii de -3-1 grad, exceptând nopțile din perioada 27-29 noiembrie și noaptea de 23 noiembrie, când valorile nocturne se vor situa la medii de 1-2 grade. Va ploua slab cantitativ, local în cursul nopții de 22 spre 23 noiembrie și la începutul zilei de 23 noiembrie, dar cu caracter temporar, începând din 26 noiembrie și până la sfârșitul perioadei de referință. Cu o probabilitate mai ridicată spre finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie vor fi posibile și precipitații mixte, lapoviță și ninsoare. Și la nivelul zonei montane vor fi alternanțe termice în perioada 22 noiembrie-5 decembrie. În prima zi a săptămânii vremea va fi caldă, cu o medie a maximelor de 6-8 grade, apoi se va răci accentuat până la valori de numai 0-1 grad. Va urma o încălzire ușoară în perioada 26-28 noiembrie, când se va atinge o medie a maximelor de 4-5 grade, iar pentru a doua parte a intervalului analizat sunt estimate maxime de 0-2 grade, chiar ușor negative în unele zile. Evoluția va fi asemănătoare și la temperaturile minime, care în intervalele reci, 24 și 25 noiembrie și după 30 noiembrie, vor scădea la o medie de -6-4 grade, iar în cele mai calde, 22 și 23 noiembrie și perioada 27-29 noiembrie, vor atinge valori apropiate de 0 grade. Temporar se vor semnala precipitații în noaptea de luni, 22 spre 23 noiembrie și în ziua de marți, 23 noiembrie, dar și după 26 noiembrie. Probabilitatea pentru cantități mai însemnate va fi mai ridicată în intervalul 27-29 noiembrie și în zilele de 3 și 4 decembrie.